Mie mi-a plăcut foarte mult partea de non-verbal, eu mă rog pentru asta am venit aici. O să vorbesc în public destul de des și chestia cu evitarea anumitor gesturi și cum să faci să fii, când scapă cuvântul, să te afirmi, practic. Așa să par mai mare. Mi-a plăcut foarte mult partea de recuzită, așa e idee bună pe care o să aplic și eu. Mi-a plăcea ca la un seminar de al tău să citești tu gesturile celor din audiența ta. În timpul seminarului? Da, da, poți să le zici. Tu ești așa, tu ești așa. Da, pe care nu se vă cunosc mai bine. Da, da, mai spui.